Salutare tuturor și bine v-am regăsit pe canalul meu, eu sunt Alex, iar astăzi vom discuta despre o nouă metodă de înșelătorie. Adică nu știu cât de nouă este, dar pentru mine este nouă pentru că cu o asemenea metodă încă nu m-am întâlnit. Și haideți să vă spun povestea, să vedeți, am să vă las și niște secvențe din acel meeting, din acea conversație cu acești oameni, ca să le zic așa. Pe data de 27 iunie, într-o joi, am fost contactat de către un domn pe nume Emanuel, așa s-a prezentat, care mi-a spus în felul următor, că mi-a găsit CV-ul, nu mai știu, pe E-Jobs, pe Best Jobs, ceva de genul, și că el reprezintă o agenție de marketing și publicitate și dacă vreau să lucrez în acest domeniu, eu fiind interesat de acest domeniu, și mi-a propus un job, ca să zic așa. Zic, ok, el a zis să intrăm într-un meeting ori atunci joi, ori vineri, am spus că nu pot pentru că am alte treburi, dar pe sâmbătă sunt liber și ar fi ok. Am programat acel meeting pentru data de 29, adică sâmbătă, la ora 6. La telefon, domnul Emanuel mi-a spus că dacă lucrez 2-3 ore pe zi, pot să câștig undeva la 1000-1500 de lei pe lună și în funcție de implicarea mea, această sumă poate crește. Ok, mie mi s-a părut, pentru mine a sunat bine ceea ce a zis el, deși eram puțin în dubii pentru că să lucrez 2-3 ore să câștigi 1000-1500 de lei pe lună e cumva așa, adică muncești mult prea puțin pentru o sumă destul de măricică, da? Pentru că raportat la minimul pe economie, adică care înseamnă 2079 de lei net, trebuie să muncești 40 de ore pe săptămână, da? Adică era cumva așa dubios. Bun. În urma conversației telefonice am stabilit un meeting pentru ziua de sâmbătă, doar că domnul Emanuel a uitat să-mi trimită link-ul și nu am prins meeting-ul încă de la început, adică am pierdut aproximativ 20 de minute din acel meeting. Chiar aș fi fost curios să văd chiar de la început despre ce este vorba, dar în mare parte am prins. Ideea este în felul următor. Când m-a sunat acest domn, mie pe telefon mi-a apărut numele unei societăți. Și mă gândeam, bă, eu n-am numărul ăsta salvat, adică, na, cred că s-a luat de pe Google, de pe, nu știu cum e exact sincronizarea asta. Ok, de joi și până sâmbătă la meeting am căutat informații despre acea companie și spre surprinderea mea am găsit niște recenzii foarte proaste legate de această companie de la oameni care au trecut prin același lucru, adică au intrat într-un meeting, după aia încă unul și după aia încă unul. Am intrat în acel meeting, am să vă las și vouă secvențe să vedeți cam ce se zice. Și ulterior revenim cu concluziile finale. Aici un venit suplimentar. Ce înseamnă asta? În momentul în care veți investi aproximativ 2-3 ore pe zi, veți putea crea un venit între 1000 și 3000 de lei pe lună. Am venit aici deoarece vrea să creeze ceva mai mult decât un venit suplimentar. Wow! Nu vă cred. Sunt persoane care nu ridică mâna. Oameni buni, de ce ați venit? Ați venit doar să mă ascultați pe mine? Credeți-mă, sunt foarte plictisitoare. Nu știu, mai bine mergeți și uitați-vă la un film, e mult mai interesant. Bineînțeles, știu de ce n-ați ridicat mâna, dar nu o să vă ajute, dar e de ok pentru mine. Vreau să trecem și mai departe și vreau la această parte să vă prezint detalii foarte importante despre companie. În primul rând, ceea ce trebuie să știți este faptul că, în primul rând, compania a fost fondată în anul 2007 în America. Ea este deschisă și aprobată legal în peste 30 de țări din întreaga lume, mai exact, la număr sunt 39. Are o creștere foarte mare de milioane de dolari, produsele sunt de cel mai înalt nivel de calitate, asta deoarece ele sunt dezvoltate de oameni de știință de top, pe care îi veți cunoaște. Este doar ca să știți despre Michael faptul că el provine dintr-o familie cu o situație foarte dificilă, iar tot
monitor și să cheltui 3000 de lei sau mai mult în unele cazuri și să primești câteva videoclipuri și să stai singur acasă cu ele, să aplici singur. Știm cu toții că în momentul în care trebuie să facem singur, nu prea facem nimic. Acum, vreau să știți lucrul acesta pentru că am construit aici un sistem în care niciodată nu veți fi singur. Ce înseamnă asta? Mereu veți avea un mentor personal care va lucra cu voi. Veți avea o echipă care are o pregătire continuă, atât pe Zoom cât și în persoană. Veți avea, bineînțeles, instrumente tehnice și cum să faceți față provocărilor, pentru că, oameni buni, vor fi și provocări. Ca peste tot, nu toate sunt roz. Vor fi și bune și rele. Dar ce trebuie să învățăm noi este cum să trecem prin ambele, în același mod. Doar ca să înțelegeți, v-am spus, eu am aproximativ un an și jumătate în afacere, dar încă sunt momente în care merg la mentorul meu și îi prezint o situație și le întreb cum ar fi mai bine să procedez, pentru că încă am de învățat. Acum, sper că înțelegeți și de ce căutăm oameni serioși. Cel mai trist lucru pe care am putea să-l facem ar fi să ne investim timpul, energia, pentru că, credeți-mă, chiar ne investim timp și energie cu fiecare persoană. Iar să ne investim timpul în oameni serioși care eventual vor să lucrăm noi pentru ei și să facă bani. Acum vreau să și revenim la subiect. Toate antrenamentele noastre, după cum am spus, sunt gratuite, asta cu excepția celei de-a doua sesiuni. De ce este așa? Oricine poate să spună că Ana, da, vreau să fac acest lucru, vreau să încep, dar nu este tocmai înțelept să spunem asta. Nu credem în vânzarea de cursuri, deoarece dacă am fi crezut, am fi pus prețuri foarte mari pentru ceea ce veți vedea. Dar am pus această mică taxă încât cei care știm că vor continua cu noi, vrem să știm că își vor lua un mic angajament. Așa că aș vrea să vă întreb, cine este interesat să afle cât este costul pentru cea de doua întâlnire? Puteți ridica mâna încât să vă și voi. Ok, nu am văzut pe nimeni care n-a ridicat mâna, dar în cazul în care sunt persoane care nu au ridicat, sper că ați luat lucruri noi, că ați învățat lucruri noi care să vă ajute și vă urez mult succes. Pentru persoanele care au ridicat mâna, costul ticketului este de 65 de lei. Vă spun sincer că atunci când am auzit eu asta, mi-am dat seama că este prețul unei mese la McDonald's. În momentul în care ieșim afară la un restaurant, dăm mult mai mult. După cum ați putut auzi și în secvențele pe care tocmai ce le-am pus, toate cursurile noastre sunt gratuite, cu excepția celei de mâine, care trebuie achitată, 65 de lei, sau dacă vorbești cu mentorul tău până la nu știu ce oră, plătești doar 55 de lei. După acest curs, ce se întâmplă? Faci al doilea curs, iar ca să intri în al treilea, ți se cere o sumă mult mai mare de bani. Am să pun și niște screenshot-uri cu comentariile pe care le-am găsit referitoare la acest job și o să vedeți ce au zis alți oameni. Adică li s-a cerut suma de 1600, 1700 de euro, ceea ce nu e o sumă de neglijat. Poate pentru alții 1600, 1700 de euro înseamnă o masă în oraș. Pentru mine cel puțin înseamnă foarte mult de muncă. Și pentru mine acei bani contează. Nu am mers mai departe cu acest proiect pentru că mi se pare o țeapă colosală, da? Și în alte ordine de idei, acest domn mi-a zis că e vorba de marketing, nu de vânzări de produse. Din ce am înțeles din acest curs, este vorba de niște produse de tip wellness, ceea ce mă duce cu gândul la niște, nu știu, creme, esențe de masaj și așa mai departe. Cert este că trebuie să aveți grijă când sunteți contactat de astfel de indivizi, să nu vă dați date personale, să nu dați bani, adică nimeni nu o să vă ceară niciodată bani ca să vă angajeze. Da? Păi cum ar fi, mă duc să mă angajez la Kaufland, de exemplu, da? Și șeful de magazin îmi cere mie o sumă de bani ca să garanteze eu cu suma de bani că sunt om serios și că vin la muncă. E o prostie, adică e ilegal așa ceva. Că practic acești oameni pentru asta cer suma de 65 de lei ca să dovediți faptul că sunteți oameni serioși, că vă țineți de treabă, pentru că ei nu, domnule, ei nu-și bat cap cu toți puturoșii și cu oameni care nu se țin de treabă. Dar din moment ce tu recrutezi oameni sau angajezi, mă rog, între ghilimele, pentru că totul e o scamatorie mizerabilă, îți asumi niște lucruri, că sunt oameni care vin mai departe, care nu vin mai departe și în plus lumea, dacă e deșteaptă, își dă seama că e o mare vrăjeală, adică prost să fii să dai bani cu gândul
că da, o să câștig înzecit. În baza ce? În baza a nimic. Nu tu un contract, nu tu un... Adică nimic. A, și încă ceva. Nu-ți trebuie școală. Adică poți să fii prost, că poți să faci chestia asta. Da, ideea e să fii cât mai prost, ca să nu te prinzi că-i țeapă și să facă niște bani pe spatele tău. Cam asta se întâmplă. Și dacă vă bazați pe faptul că poliția o să-și facă treaba în caz că vă luați o astfel de țeapă, vă spun eu, nu o să-și o facă, pentru că trăiești în România. Și de 2 ani am pățit nu o chestie asemănătoare, adică n-am dat eu bani pentru să mă fac altul milionar. Am avut o altă speță cu dosar pe la parchet și pe la tribunale și așa mai departe și încă de 2 ani de zile aștept. Am mers la declarații, deci m-am săturat de dat declarații, m-am dus cu foarte multe dovezi și așa mai departe și tot nu s-a rezolvat nimic și probabil nici nu o să se rezolve pentru că poliția română este depășită, nu știu ce să zic. Dacă cunoașteți sau știți pe cineva sau poate ați pățit chiar voi să fiți contactați de către XYZ să vi se ceară bani în schimb unui loc de muncă foarte bine plătit și așa mai departe, nu ezitați să lăsați aici în comentarii